Campionatul european urmează să fie văzut de microbiști pe un ecran mare în amfiteatrul Tineretului. Ideea a fost sugerată de un buzoian care crede că un astfel de campionat se vede mai bine în mijlocul comunității. Este propunerea unui buzoian venit, nu știu cine este, un iubitor de sport, pe Buzău City Report, și bineînțeles mi-a plăcut ideea și am dat verde să organizăm acolo vizionarea întregului campionat european. Cu o singură problemă, meciurile de la ora 17, pentru că dacă este soare și este foarte cald, e mai dificil. Meciurile naționale României sunt programate pentru ora 17, când lumina zilei poate influența calitatea imaginii și când căldura poate stârni setea spectatorilor. Suporterii de obicei sunt foarte încetați, vor găsi apă acum. Păi, cu siguranță vom vorbi cu cineva să fie și apă acolo, nu știu dacă are voie bere, dar ceva să fie acolo, evident, să avem un agent economic acolo pe perioada în care vor rula aceste meciuri, să spun aceste filme, pentru că așa cum știți, în fiecare vară au fost acolo vizionări de filme. Întregul campionat european va putea fi urmărit pe ecranul din amfiteatrul din Parcul Tineretului, acolo unde, pe timpul verii, sunt proiectate filme de lung metraj. Sportul ăsta, fotbalul, este sportul rege și foarte multă lume dorește să vadă un asemenea eveniment. Campionatul european de fotbal, unde după 8 ani s-a calificat și România. Conform unui proiect al primăriei, amfiteatrul ar fi trebuit să intre în reabilitare, dar după ce au fost organizate licitații la care nu s-a prezentat niciun constructor interesat, se pare că proiectul a rămas uitat în vreun sertar din Palatul Comunal.